După cele ce vedem până în ultimele momente, toți bărbații noștri de stat, de la nulități până la somități, precum și toată presa noastră, urmează a crede că la noi n-ar fi vorba decât de o chestiune economică, adică țara n-ar avea alte nevoi decât economice. Nu i-ar mai lipsi statului nostru ca să-i meargă perfect de bine decât niște reforme economice. În adevăr, lucru de mirare. Cum nu văd oamenii că mai mare amăgire nu se poate? Cine ar putea tăgădui importanța chestiunilor economice? Dar de asta mai e vorba acum. Oricâte reforme s-ar face în această direcție, unele mai ingenioase sau mai simpliste, mai mult sau mai puțin originale decât altele, toate vor fi doar niște paliative. Răul de care suferă țara va rămânea, cum am mai spus, și va coace cu cât mai acoperit, cu atât mai adânc. Țara are nevoie de o fundamentală reformă politică, fiindcă tot răul vine de la falsa alcătuire politică, de la deplorabila noastră sistemă oligarhică. Nici această introducere nu mi-aparține. Am citat dintr-un articol scris acum mai bine de 100 de ani de Ion Luca Caragiale, mai exact în octombrie 1907, articol care a apărut în ziarul Adevărul. Dacă se mai îndoia cineva de geniul marelui nostru dramaturg, articolele sale politice, din păcate mai puțin cunoscute, sunt dovada clară a faptului că acesta era ancorat foarte bine în realitățile timpului său. Ceea ce ne stârnește admirația vis-a-vis -vis de opera sa, mi se pare mai degrabă motiv de îngrijorare dacă ne gândim la faptul că și după 100 de ani avem aceleași nemulțumiri. Dar să-l lăsăm pe caragiale să-și ducă până la capăt demonstrația. i fi trebuind firește țării multe reforme economice, dar pe acestea nu oligarhia noastră, cum o cunoaștem, ar avea interesul și mai puțin capacitatea și autoritatea să le facă dintr-o dată. Numai țara însăși și l-ar putea face, încet, încet, potrivit trebuințelor și intereselor ei. Pentru aceasta, ea are acum nevoie de o singură reformă. Și precum zice un înțelept istoric, când a ajuns neapărat o reformă, și a sosit ceasul îndeplinirii, nimic nu mai împiedică, ba, totul o ajută. O singură reformă, abolirea alcătuirii politicii de uzurpare. Atât mai rău pentru cine orb sau orbit, amăgit de alții ori de sine nu înțelege această supremă necesitate a existenței statului român. Articolul a fost scris de Caragiale ca urmare a represiunii sângeroase a răscoalei țărănești de la 1907. Aflat la Berlin, scriitorul revoltat de felul în care a reacționat guvernul liberal condus de Dimitri Alexandru Sturza Miclăușanu, cu girul conservatorilor lui Petre P. Carp, care părăsiseră guvernarea incapabil de a face față evenimentelor, scrie un studiu în trei părți, intitulat 1907, din primăvară până în toamnă. Aflat departe de țară, Caragiale nu s-a dezlipit niciodată cu adevărat. A rămas în permanență conectat spiritual și emoțional Fiind la curent cu toate evenimentele petrecute în plan social sau politic, fica sa, Ecaterina Logadi, scria în cartea din amintirile mele despre tata cât de afectată a fost Caragiale la aflarea modului în care a fost înnăbușită răscoala din 1907. Sângeroasele represiuni ale răscoalelor din 1907 l-au zdruncinat. Îl văd și azi plângând la primirea veștilor. Avea pentru țăran o dragoste nemărginită. Niciodată nu l-a ridiculizat în povestirile sale și totdeauna l-a descris cu dragoste și afecțiune. Auzind cum țăranii erau masacrați, suferea cumplit. Atmosfera din casa noastră devenise copleșitoare. Tata a stat închis în camera lui câteva zile. Atunci a scris broșura 1907 din toamnă până în primăvară. În ceea ce privește opiniile sale politice, trebuie să ne gândim la faptul că acesta a trăit într-o perioadă istorică de mari transformări pentru societatea românească născut la mijlocul secolului XIX, la câțiva ani de la Revoluția din 1848 în 1852, Caragiale a fost contemporan cu evenimente semnificative pentru țară și mă gândesc la mica unire din 1859, la proclamarea lui Alexandru Ioan Cuza, domn în Moldova și țara românească, la abdicarea acestuia, la venirea unui principe străin, la războiul de independență, la proclamarea regatului, la răscoala de la 1907. El a decedat în 1912 cu doi ani înainte de izbucnirea primului război mondial. Clasa politică românească se afla în faza de constituire. Intelectualii români, mari boieri și mica burghezie în formare, căutau să înțeleagă noile realități, să participe la alcătuirea unei noi societăți, apărându-și fiecare interesele și încercând să obțină avantaje cât mai mari pentru categoria socială din care făceau parte. Bineînțeles că Nena Iancu nu a stat deoparte. Acesta scrie despre clasa politică din perspectiva gazetarului implicat, cu simpatii de o parte sau de alta, dar realist, incisiv lovind fără menajamente în slăbiciunile reprezentanților politicii liberale sau conservatoare, slujind pe rând interesele unui partid sau ale celuilalt, ca mulți oameni politici ai acelei vremi, în care noțiunile de liberalism sau conservatorism se aflau în plin proces de cristalizare. Și nu este surprinzător acest lucru. Toată lumea făcea politică, toată lumea avea opinii și participa la viața cetății, ca să spunem așa. Implicarea era generală, de la copiii de școală până la cei mai în vârstă. Poate veți spune chiar așa? Da, chiar așa. Și cel mai bun exemplu îl reprezintă chiar Marele Dramaturg. Cunoaștem cu toții episodul descris de Caragiale în nuvela După 50 de ani, în care aflat într-o vizită oficială la Ploiești, domnitorul Alexandru Ioan Cuza asistă la ora învățătorului Bazil Drăgoșescu, chiar la clasa în care era înscris și scriitorul. Toată suflarea urbei a fost profund emoționată de această vizită. Bunul și iubitul domnitor a fost primit cu flori, urale, cuvântări, paradă, banchet. Învățătorul scrie pe tablă: Vivat România! Vivat națiunea română! Vivat Alexandru Ioan I, Domnul Românilor! Inimile tuturor saltă în piepturi plină de emoție. Ochii lăcrimează de prea plinul sentimentelor de iubire față de Domn, Neam și țară ne aflăm în anul 1861. După cinci ani, în martie 1866, același popor, același caragiale, elev de 14 ani de data aceasta, dar fără drept de vot, participa la plebiscitul organizat de locotenența domnească pentru consultarea poporului în chestiunea venirii ca domn al Principatelor Unite a unui principe străin așa după cum mărturisea în Grand Hotel Victoria Română în suscriitorul. Grand Hotel stă pe maidanul unde ne jucam în copilărie. Parcă văz încă maidanul plin de popor, înghesuindu-se la o masă pe care o săptămână a stat zi și noapte o condică enormă deschisă. Era după 11 februarie, adică după ziua abdicării lui Cuza. De câte ori ieșeam de la școală, iscăleam toți, da! Poporul era întrebat dacă dorea venirea ca și principe a lui Carol de Hohenzollern. Și făceam asta de mai multe ori. De mici aveam sentimente civice în orașul meu natal. Și mai trec patru ani. Ne aflăm tot la Ploiești, unde tânărul de 18 ani de acum, Iancu, participă alături de poporul înfierbântat condus de Alexandru Candiano Popescu la episodul care va rămâne în istorie cu denumirea generică de Revoluția de la Ploiești. O mișcare menită să îl înlăture de la domnie pe Carol I și să proclame țara Republică. Așa zi și revoluționari, au reușit să blocheze autoritățile ploieștene vreme de 15 ceasuri, timp în care au avut loc o mare manifestație populară la care s-au rostit discursuri sforăitoare despre iubirea de țară și popor, s-au încins grătarele, s-au destupat butoaiele cu vin și bere, fapte descrise pe larg în materialul intitulat Republica de la Ploiești. Și după cum am arătat acolo, Caragiale participă în mod activ la evenimente, până când merge acasă și mama sa îi ascunde sabia și îl sechestrează până ce se calmează situația. Cunoaștem de asemenea faptul că, la reluarea serviciului la tribunalul din Ploiești, unde îndeplinea funcția de copist, tânărul revoluționar, a participat din poziție oficială de data aceasta la prima etapă a procesului intentat conducătorilor și participanților reținuți ca urmare a înăbușirii mișcării. Intenția mea nu este aceea de a aduce în derizoriu manifestările publice ale scriitorului, ci de a arăta faptul că acesta a fost un om al timpului său, implicat și preocupat de viața socială și politică. Articolele sale, nuvelele, schițele, piesele reflectă o realitate pe care Caragiale a trăit-o și la care a participat activ. În plan politic, acesta se apropie întâi de mișcarea liberală colaborează între anii 1875-1877 la ziarele de orientare liberală Telegraful, Alegătorul Liber și Unirea Democratică. Este apoi introdus de Eminescu la Junimea și Timpul, unde sub influența lui Titu Maiorescu intră în siajul conservatorilor. Prestează serviciul obligatoriu în garda civică, instituție pe care o ridiculizează în piesa O noapte furtunoasă, tocmai pentru că o cunoștea din interior. În 1877, la izbucnirea războiului ruso-turc, Scoate pentru câteva zile un ziar intitulat Națiunea Română, în colaborare cu publicistul francez Frederic Dame, un ziar de știri despre desfășurarea războiului. Acesta a fost primul ziar care a folosit un corespondent de război, un corespondent care transmitea situația de pe front. A fost un proiect de succes, deși scurt, în care Caragiale a pus la bătaie talentul de gazetar și experiența dobândită prin redacțiile de partid. De data aceasta, obiectivul nu era unul politic, ci de informare în timp real a publicului asupra operațiunilor militare în desfășurare. Din păcate, din cauza neglijenței corespondentului trimis pe front, publicația este interzisă pe motiv de răspândire de știri false. Ce se întâmplase, de fapt? Cei doi, Frederic Dame și Caragiale, au găsit un boier mai scăpătat pe care l-au trimis pe front la turnul Măgurele și la Plevna. Acesta avea misiunea ca pe baza unui cod secret stabilit înainte de plecare să le comunice celor doi starea frontului. În ultimele zile, armatele ruso-române împresuraseră Plevna. Ajuns pe front, corespondentul se împrietenește cu ofițerii ruși, cu cei români și începe să-și facă treaba. O treabă foarte bună de altfel până într-o zi, când Caragiale primește la redacție următorul mesaj. Medoc fini, vodka, tuica, de down. Conform codului secret, acesta putea fi descifrat astfel. Plevna luată, rușii și românii înăuntru. Prelucrează știrea și o publică. Zarvă mare. Băieții cu ziare alergau în toate părțile prin București, anunțând: A căzut plevna, a căzut plevna, Osman Pașa s-a predat. Știrea însă nu era adevărată. Corespondentul fusese intoxicat, ca să spunem așa, de ofițerii ruși cu care băuse toată noaptea și care îl asiguraseră că în timpul acesta conducătorul oastei otomane Osman Pașa se preda armatelor ruse. Ori acest lucru nu era adevărat. Plevna va fi cucerită, însă abia peste o lună, datorită eroismului osașilor români, despre care am vorbit într-un playlist dedicat, intitulat Eroii. Și doar așa ca bonus, Amintesc aici faptul că Osman Pașa a capitulat în fața colonelului armatei române Mihail Cristodulo Cerchez. Ar fi interesant de citit și articolul lui Caragiale, Resbelul 1877, în care acesta compară cele două mari imperii aflate în conflict cu doi berbeci. Dar cred că mai bine am să redau eu textul într-un short adică într-unul din acele filmulețe scurte de un minut. Parcurgând corespondența dintre Caragiale și prietenii săi, precum și articolele publicate de acesta, este foarte ușor să facem legătura cu situațiile și personajele descrise în opera sa, de exemplu, în piesa O scrisoare pierdută, Scrisă în anul 1884, când a fost citită și în fața reginei Elisabeta, piesă care s-a bucurat de o largă apreciere din partea junimiștilor, pusă în scenă la Teatrul Național și din partea publicului. Aceasta a fost publicată în anul 1885 în Convorbiri Literare, revista Societății Junimea, care a apărut întâi la ea și apoi la București care se tipărește și în momentul de față la Iași, apare lunar și se află în prezent sub patronajul Uniunii Scriitorilor din România. Cu toții cunoaștem personajele și intriga piesei și ne amuzăm cu pios la discursurile demagogice ale lui Farfuridi sau Cața Vencu, fără să le corelăm cu tipul de discurs care se practica pe scena politică românească din a doua jumătate a secolului XIX, la întrunirile politice la care însuși Caragiale a luat parte, discurs pe care îl exersa într-o oarecare măsură el însuși. Uitați ce declara acesta în anul 1896, despre întrunirile din casa lui Mazăr Pașa, care au dus la înființarea Partidului Național Liberal în anul 1875, la care Caragiale a participat în mod direct. Unde sunt vremurile clasice ale liberalismului român? Unde e sala Slătineanu, sala Bosel, circul de la Constantin Vodă? s-au dus toate ca niște frumoase legende care au încântat de atâtea ori tinerețile mele. Din tinerețe mă înnebuneam după întrunirile publice și aveam de ce. O jale mă cuprinde astăzi când mi-amintesc de frumoasele momente ale eroicei opoziții liberale, al cărei am fost unul dintre cei mai fervenți spectatori. Acolo am cules cele mai bune inspirațiuni pentru operele mele patriotice. Aceste opere, menite să ajungă peste puțin uitate cu desăvârșire, devenind neînțelese, grație părăsirii școalei clasice a liberalismului. Acolo am făcut cunoștință iubiților mei eroi, pe care am căutat cu modestele mele mijloace artistice să-i păstrez pentru posteritate. Și mai spunea: Eu nu cer de la orator să mă lumineze, îi pretind să mă încălzească. Oratorul trebuie să vină la tribună fioros ca un leu, și când o striga odată: Fraților! Să mă facă pe mine, fratele lui, să sar din loc. El n-are nevoie să spună nimic de la tribună dar trebuie să mă înfierbânte, să mă asude, să nu-mi dea pas să mai judec, să mă aiurească, să mă clatine fără a mă lăsa să răsuflu, să-mi dea creierul de pereții capului prin saltul enorme de propoziții, chiar ilogice, chiar absurde, stupide dacă e nevoie, numai să fie calde și spontanee până mă năucii până mă face să scrâșnesc din dinți și să strig ca un turbat. Sus poporul! E amuzant, nu? Cum vi se pare? Unul la unul, cu discursul și tonul lui Cațavencu din o scrisoare pierdută. Voi ce părere aveți? Dar Caragiale nu rămâne prizonierul liberalismului și nu se identifică nici cu principiile conservatorilor. Încă își caută drumul. Membru de partid. Acesta a devenit în anul 1895, când se înscrie în Partidul Democrat Radical, înființat de Gheorghe Panu. Un partid cu vederi de stânga, cu un program politic ce prevedea votul universal și împroprietărirea țăranilor. Și care ataca prin toate mijloacele oponenții politici, indiferent de orientare, pe care de altfel îi cunoștea foarte bine, întrucât a pășit în politică de partea liberalilor, pentru care a fost de două ori deputat și odată senator, fiind apropiat și de junimea, de unde atrage o parte a elitei intelectuale conservatoare cu excepția lui Petre P. Carp și a lui Maiorescu ce căuta Caragiale lângă Gheorghe Panu în această combinație ei bine își dorea un loc de deputat avea în jurul său exemple de aleși care nu se ridicau la nivelul lui de inteligență care ocupau funcții în politică avea prieteni Barbu Ștefănescu de la Vrancea la conservatori și Anton Bacalbașa la socialiști, oameni care au plecat de jos din popor, ori la liberali și conservatori, locurile erau ocupate. Atunci ca și acum, clientelismul politic sufoca un sistem care ar fi trebuit să aibă ca regulă de bază meritocrația. Caragiale nu obține deputăția, doar un umil loc de registrator clasa I în administrația centrală a regiei monopolurilor statului. Mi se pare evident faptul că oamenii politici îi exploatează, ca să spunem așa, verba satirică, verbul tăios și capacitatea polemică, atribute care serveau în lupta cu adversarii, dar nu și îl doreau în imediată apropiere ca și tainic cunoscător al secretelor ascunse, participant activ la exercitarea puterii reale. Și m-am întrebat deseori de ce, care era teama, oare aceea ca toate acele însușiri care erau folositoare în lupta cu oponenții politici să nu se întoarcă împotriva lor, sau era ceva în caracterul schimbător al lui Caragiale care nu inspira încredere. Un om zestrat cu spirit de observație, capacitate de analiză, spirit critic, care își exprimă în mod deschis convingerile, bune, rele, nici măcar nu contează. Vedem că este condamnat să rămână în permanență un outsider. Întrucât societatea, nu integrează decât indivizi care aparțin unui anumit curent. Poate fi acuzat caragiale de oportunism, de dorința de a parveni cu orice preț? Categoric nu. Există în toată activitatea sa jurnalistică cel puțin două teme pe care le abordează, indiferent de orientarea ziarului la care scrie. Una este corupția clasei politice și cealaltă necesitatea reformării societății. Și nu după modelul din două una, dați în voie, ori să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimic, ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe colo și anume în punctele esențiale. Ați recunoscut desigur un pasaj din piesa sa, o scrisoare pierdută, la care aș mai adăuga și următoarea frază profetică. Din această dilemă nu putem ieși, am zis. Evident că nu era vorba despre asta. Cred că l-a atras la partidul lui Gheorghe Panu exact cele două puncte care prevedeau votul universal și împroprietărirea țăranilor. Făcând legătura din nou cu începutul materialului, avem și mărturia lui Luca, fiul său, care spunea următoarele. Una din amintirile puternice pe care le păstrez despre părintele meu e aceea când i-am adus întâiul jurnal nemțesc care amintea revolta țăranilor din 1907. În omul acela, care persiflase veșnic avânturile patriotice, o groaznică suferință a început să clocotească. A stat zile întregi nemișcat, cu capul sprijinit în mâini. Când îi vorbeai, se trezea ca din vis și răspundea întrebărilor cu glasul obosit. Pe urmă, deznădejdea era înăbușită de revoltă. Striga că bine le face ciocoilor voia să plece să vadă ce se întâmplă în țara lui și deznădejdea iarăși îl paraliza. Într-o noapte febril și iritat, a scris broșura 1907 din primăvară până în toamnă, din care am citat și noi la începutul materialului. Caragiale face în acest text o analiză atât de pertinentă asupra societății românești a timpului său, Într-un text cel puțin la fel de valoros ca opera sa literară. Acesta merită să fie adus în atenția publicului într-un material de sine stătător. Actualitatea lui este mult mai profundă decât cea a personajelor din piesele sale, ceea ce nu face decât să mă sperie. Mi se pare că, dincolo de încercările de a se apropia de un curent politic sau altul, fiindcă această apropiere i-ar fi dat certitudinea obținerii unor funcții mai bine plătite și a unor câștiguri suficiente pentru a asigura un nivel de trai confortabil familiei sale, altă cale nu preexista nici atunci. Caragiale rămâne în sufletul său, copilul din Haimanale, înconjurat de țigani și clăcași, de slugi și oameni nevoiași. El înțelege cum este să vezi mesele bogaților încărcate de mâncăruri alese, să le urmărești viețile în care aceștia câștigă funcții și onoruri prea mari și nemeritate. Se lasă sedus încă o dată de mirajul politicii în 1908. Când se alătură nou înființatului Partid Conservator Democrat, înființat de Tache Ionescu, cu care se afla în relații foarte bune, se întoarce în țară pentru campania electorală, îl însoțește pe Tache Ionescu peste tot, ia cuvântul la întrunirile publice, organizate pentru câștigarea de noi adepți, este ovaționat, este huiduit participă la banchete și mese festive, se aruncă în el cu ouă clocite și roșii stricate și se lansează în polemici politice cu adversarii liberali și conservatori, totul la modul real și sincer. Partidul câștigă la alegerile parțiale din toamnă, dar pentru Caragiale nu s-a găsit loc pe niciuna din listele pentru o funcție de reprezentare. Și aici se încheie și colaborarea sa cu Tache Ionescu. Și pentru cei care văd în Caragiale un oportunist politic, iată câteva pasaje din corespondența purtată de acesta cu prietenul său, Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Frate Barbule, am părăsit amândoi de mici umilul acoperământ părintesc și care din cotro, tu din prăfăria de lei vechi, eu din mocirlele ploieștilor. Am pornit sub paza unuia singur de sus, aspre cărări am bătut, amorțiți la încheieturi, însângerați la tălpi, loviți peste obraz, am ajuns copii încă în forum să reclamăm toga virilă. Acolo, trâmbița patriei chema din toate depărtările pe toți bravii, pe cuminți, la strălucitoare triumfuri pe creduli la jertfă crudă. Acolo ne-am întâlnit așa de tineri și cu pieptul înainte, fără să stăm o clipă la îndoială, ne-am luat locul mai dinainte însemnate de sorți. Acolo, aceeași pe de-o parte umilitatea extracțiunii, pe de alta, aceeași îndrăzneală pentru bătăliile viitorului ne-au apropiat. Acum Fiindcă trebuie să-ți fac această confesiune, îți spun că eu am cerut lui Tache să mă înscrie printre ei lui și sper că cererea mea n-are să întâmpine vreo serioasă piedică. Neînsemnat cum sunt, înțeleg că la voi n-am ce căuta, adică la conservatori. Vouă, în formația actuală, nu vă trebuiesc oameni ca mine și omul nu trebuie să se vâre unde nu trebuiește. Sunt bătrân firește și știu că de la vârsta mea încolo nu se mai reface o viață trăită. Mă voi mulțumi cu foarte puțin. Acolo cea mai mică atențiune, o privire binevoitoare, o strângere de mână, dată nu în silă, cu un singur deget fricos de mânjire la contactul plebeian, făcând aluzie la obiceiul regelui Carol I de a întinde un singur deget în semn de salut, Mă vor plăti de extrema nesocotire sub apăsarea căreia am îmbătrânit. O recunoaștere cât de platonică a unei mici calități, ce poate cu bunăvoință mi s-ar găsi și mie, m-ar mângâia de umilirea ce am îndurat o, o viață întreagă, întâmpinând mereu numai inventarierea amănunțită a marilor mele lipsuri și cusururi. Frate Barbule, eu cred că de când mă cunoști, n-ai dovedit la mine nicio clipă de vanitate. Gândește-te bine și vezi că afirmația mea nu este de tăgăduit. Dar între vanitate și renunțare perpetuă la demnitate, între îngânfare nelimitată și desăvârșită supunere la nesocotire și la dispreț, sunt, mi se pare, destule trepte, multe. Când intru într-o casă, nu pretind să mi se dea la masă anume loc de vază. Mă mulțumesc și la coada mesei să stau, căci oriunde mor pune, mai mic decât sunt, n-am să fiu. Dar dacă nu mi-a plăcut deloc să mă vârs spre partea de sus a mesei, iarăși nu pot primi să fiu trimis la bucătărie, alinge talerele ca un nepoftit, numai ca să pot spune a doua zi celor de teapa mea că am avut cinstea să intru sub acoperământ de casă boierească. Ei, mai ales astăzi, cum ați rămas voi absolut puri la voi, la conservatori, adică, boieri sunt prea mulți și prea strâmtă masa ca și unul ca mine să încapă acolo, unde n-a putut încăpea niciunul ca Tache Știu bine că, la bucătărie, S-ar găsi vreun loc șor biet și pentru mine printre domesticitate. Dar, deși nepotul unui grec bucătar, la bucătărie mi-e greu să merg. E o deprindere care trebuie învățată de tânăr. La bătrânețe, degeaba aș încerca să o învăț, oricât aș fi convins de multiplele ei dulci foloase. Gândesc că tache, cum îl știu, om bun, mă va pune la masa lui, bogată ori săracă. În cel din urmă, loc din coadă, mă va pune însă la masă, între meseni. Dar, după cum știm deja, nici la masa lui Tache Ionescu nu s-a găsit un loc pentru marele caragiale. Ca o tardivă reparație, abia în anul 1911, este contactat de un grup de intelectuali independenți din Galați care vor să-i susțină candidatura la Colegiul 2 din Camera Deputaților, dar Caragiale refuză și îi sfătuiește să acorde sprijin candidatului Partidului Conservator Democrat. Marele scriitor renunțase la politică, marile partide îi refuzaseră chiar și locul de la bucătărie de care se plângea în anii trecuți. Atât pentru astăzi, dragii mei. Caragiale și-a petrecut ultimii ani din viață la Berlin, departe de țara și de poporul pe care îl iubea cu toată ființa. Scriitorul, după cum îi mărturisește prietenului Vlahuță, s-a exilat voluntar. El spunea: Aerul de aici îmi priește, sunt mulțumit cu ai mei și nu am ce căuta într-o țară unde lingușirea și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul sunt vicii demne de compătimit. Și scriitorul pleacă dintre noi în iunie 1912 și este relevantă mărturia lui Tudor Arghezii care scria Mă găseam pe 10 iunie, duminică dimineață, într-un tramvai încărcat de lume bucureșteană vestea morții lui Caragiale nu pricinui nicio mișcare, nu dete loc la niciun zvon de glasuri. Prieteni apropiați, printre care Alexandru Vlahuță, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Constantin Dobrogeanu Gherea, Dimitrie Gusti și alții, pleacă la Berlin pentru a fi alături de marele scriitor pe ultimul drum. Inițial, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Caragiale, este așezat în cavoul capelei cimitirului Erster Schönberg Friedhof. Însă, în octombrie 1912, liderul Partidului Conservator Democrat Tache Ionescu, ministru de interne la acea vreme în cabinetul condus de Titu Maiorescu, deschide un credit pentru ajutorarea familiei și pentru repatrierea rămășițelor marelui scriitor. Și ce urmează, se înscrie cu succes în tipicul comediilor caragialiene, de natură macabră de data aceasta. Sicriul, fără a avea documentele de călătorie completate corespunzător, în loc să fie pus în vagonul cu destinația București, este urcat în cel de Viena. Ajunge la Viena, unde rămâne circa o săptămână până este alipit unei garnituri care pleacă spre România. La intrarea în țară, vagonul este direcționat spre Predeal, unde este tras pe o linie dezafectată. După alte câteva zile, este lipit unei garnituri care pleca spre București și iată-l într-un final ajuns în Gara de Nord. Aici, aceeași poveste. Lăsat pe o linie secundară, este deschis Abia peste două-trei zile, și oficialii gării anunță într-un târziu autoritățile. Abia atunci, însoțit de reprezentanții partidelor politice, de oameni de litere și prieteni, caragiale, parcurge Bucureștiul până la cimitirul Șerban-Vodă, unde este îngropat în apropierea lui Eminescu. Și, în vin în memorie. Cuvintele rostite de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, la mormântul scriitorului. Caragiale n-a murit. Caragiale nu poate să moară. Ostenit de atâta zbucium, doarme cu fața în sus, desprins din urna divină, oprit o clipă între noi, geniu reversibil, se întoarce în splendorile misterelor de unde ne vor veni geniile dormi, caragiale, dormi, drăguțule, somn, fără vise. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți, mulțumesc membrilor și tuturor acelora care prin contribuțiile lor răsplătesc strădania povestitorului, vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri și impresii despre cele discutate, și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.